Soldații la arme cu frunze și flori, vă așteaptă izbânda, vă așteaptă și frații cu inima la trecători. Vă așteaptă izbânda, vă așteaptă și frații cu inima la trecători. Doamne, nu uita de noi, suntem sărași prin de nevoi. Doamne, ocrotește-i pe pentru crezurile lui politice, Ilie Lazăr, legendarul tribun al Maramureșului, a suferit 18 ani de temniță și de lagăre. S-a întors din închisori și nu s-a putut așeza în București, acolo unde era familia și unde trăise aproape 30 de ani. A fost obligat să rămână la Cluj și să supraviețuiască dintr-un ajutor social mizer. Avea o fiică, Pelia Lazăr, căsătorită cu un fost deținut politic. Toți locuiau într-un subsol, în spațiul a două camere. Și-a luminat bătrânețele cu iubitul lui nepot Ionuț și cu prietenii din anii de captivitate, cei cu care se întâlnea la casa universității. A fost urmărit asidu de securitate, s-au făcut presiuni uriașe pentru a da securității date cunoscute numai de el privind actul Unirii Transilvaniei. Până și în ultimele clipe, aflat în spital, Ilie Lazăr e vizitat de informatori pentru a ști, în cazul când obiectivul va deceda, cu cine va fi înlocuit. În 6 noiembrie 1976 se stinge din viață. Curajul lui, spunea prietenul său Corneliu Coposu într-un mesaj pentru familie, l-a consacrat în lupta pentru Ardeal, așezându-l printre temerarii tribuni ai Unirii de la Alba Iulia și printre dezrobitorii eroi ai Maramureșului și ai Bucovinei. Grație unui văr de-al nostru, acum 9 ani de zile, care s-a dus la Viena, s-a dus la Budapest, am descoperit în arhivele de acolo rădăcinile familiei noastre, care merg undeva până în 1562. V-am adus aici să vedeți blazonul familiei Lazăr de Purcăreț, însoțit de explicațiile în limba latină. Era o familie care s-a dedicat de la începuturi pentru valorile neamului românesc, de acolo din Maramureș, și a contribuit la lupta pentru identificare națională a românilor. Sigur că în momentul în care Ilie Lazăr s-a apucat să scrie memoriile, n-a uitat deloc, exact cum spuneați dumneavoastră, faptul că vine din 7 generații de preoți uniți. S-a născut în Comuna Giulești pe data de 12 decembrie 1895. A făcut primii pași la școala din Giulești, școala primară din Giulești, mai apoi a început la liceul Piarist din Sighet, dar având, așa cum spune el foarte frumos, o fire foarte năzdrăvană și foarte ștrengărească, a supărat de la început pe cei de la liceul Piarist și familia a fost nevoită să îl mute destul de departe la Lugoș și a continuat studiile liceale la Lugoș. Mai apoi s-a reîntors la Sighet, unde a început facultatea de drept, dar Academia de Drept, cum îi spunea, care aparținea de Biserica Reformată, care era foarte puternică în zonă. Dar la fel, cei de acolo au făcut tot posibilul să îl dea afară
a fost înlăturat de la Academia de Drept din Sighet și și-a continuat studiile în drept la Cluj. Înrolat în armata austro-ungară în anii primului război mondial, a dezertat în septembrie 1918 împreună cu întreaga companie aflată în subordinea sa. Îl chema Ardealul lui iubit. În același timp, a contribuit decisiv la eliberarea orașului Cernăuți, fiind primul care a arborat drapelul românesc pe clădirea primăriei. Încă din anii aceia, avea puțin peste 20 de ani, își iubea cu înfocare țara, era devotat Maramureșului și l-a urmat credincios pe Iuliu Maniu, pe care îl considera unul dintre cei mai aleși fii ai neamului românesc. Ilie Lazăr este unul din cei mai importanți oameni politici români ai perioadei interbelice, un personaj de legendă al Maramureșului, care a avut o contribuție deosebită la eliberarea orașului Cernăuți și la unirea Maramureșului cu România. A fost un activ om politic, unul din fruntașii Partidului Național Țărănesc Român, a fost un apropiat al lui Iuliu Maniu, a fost în închisori din timpul lui Carol al II-lea, pe timpul lui Antonescu și în timpul perioadei comuniste, 17 ani, îndurând ani grei de temniță pentru convingerile sale. A fost foarte iubit de popor și memoria sa este vie încă pe aceste locuri în întreg Maramureșul istoric. Ilie Lazăr a primit botezul focului exact când a început ofensiva Brusilov în 10 iulie 1916. Atunci, din compania sa, din 200 și ceva de oameni, au mai rămas în viață doar 20 și ceva. Și el a fost grav rănit de două gloanțe, fiind apoi transportat în spatele frontului, prima dată la Sighet, apoi în spitalele din Imperiul Austro-Ungar. A fost rănit grav, a luat parte la lupte numeroase, a văzut moartea, cum s-ar spune, în prima linie a frontului, iar atunci când a început revoluția în Rusia și s-au destrămat fronturile, unitatea sa, o companie de bănățeni, 180 de tineri din Banat, avea doar 2 erau străini de românism, erau cazați undeva la frontiera între Ucraina și Polonia și acolo i-a prins sfârșitul războiului anul septembrie 1918. Spune el în memoriile sale că a simțit că războiul se termină, a încercat la început să discute cu tinerii din compania sa, cu tinerii ofițeri, să vadă ce vor face, au luat hotărârea ca să se retragă înspre est pentru a întâlni armata română. Au capturat un tren, 3 vagoane și o locomotivă, l-au încărcat cu arme, cu muniții și întreaga companie a trecut prin linia frontului printre albi și roșii, sute de kilometri, păstrându-și intact armamentul, unitatea trupei, astfel încât ziua de 5 noiembrie 1918 îi aduce la Cernăuți, unde era o mare fierbere, pentru că orașul fusese invadat de bande ucrainiene care jefuiau orașul și Sextil Pușcaru, văzând că sunt români, deși aveau uniforme austro-ungare, s-a prezentat la Ilie Lazăr și l-a rugat să asigure avutul și liniștea cetățenilor. Într-o noapte, ajutat de tinerii din Cernăuți, Ilie Lazăr a ocupat întreg orașul. A ocupat gara, piața centrală, telefonul, primăria, încât a doua zi când orașul s-a trezit, au găsit Cernăuțul eliberat și pe primăria din Cernăuți drapelul tricolor românesc pus de Ilie Lazăr împreună cu un sergent Nicoară după 174 de ani de dominație austriacă, drapelul românesc flutura iar pe primăria din Cernăuți. Apoi a plecat în întâmpinarea armatelor române, l-a găsit pe generalul Zadic, comandantul diviziei a 7-a, l-a adus în Cernăuți, evident că a fost o primire extraordinară, Iancu Flondor și toți fruntașii naționaliști români au cerut să mai rămână împreună cu ei, dar el a vrut să vină neapărat în Maramureș, unde l-așteptau evenimentele pentru a elibera Maramureșul de sub ocupația austro-ungară în timpurile care se anunțau teribile și pentru acest spațiu românesc al Maramureșului istoric.
După ce a eliberat, cum se spune, împreună cu armata română Cernăuțiu, a traversat munții, s-a dus în Maramureș, unde a fost delegat de către plasa Ocnașugatag să participe la delegați, ca delegat la Marea Unire de la Alba Iulia. Fiind cel mai tânăr semnatar dintre cei 1228 de delegați ai actului Marei Uniri de la Alba Iulia. El povestește atât de frumos în memorii cum a plecat cu căruța împreună cu fratele doamnei Iulia Mihali de Apșa, pe care bănuiesc că dumneavoastră ați cunoscut-o la Sighet la începutul anilor 90, care a croșetat cu mâna ei steagul României cu care delegația maramureșană să ajungă la Alba Iulia. Exact în ziua când se termina primul război mondial, la 11 noiembrie 1918, la Sighetul Marmației este lansat un apel al unor fruntași români maramureșeni constituiți într-un Consiliu Național Provizoriu, care începe așa: deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, acum ori niciodată croiește-ți altă soartă. Și continuă: frați români maramureșeni, au căzut lanțurile robiei de veacuri, a sosit ceasul măreț al neatârnării. O lume nouă e astăzi ființă pe ruinele trecutului și soarele dreptății a răsărit biruitor pe cerul nostru. Maramureșenii din toate satele erau chemați pentru ziua de vineri 22 noiembrie la Sighet pentru a alege Consiliul Național Român al Maramureșului și a trimite delegații la Alba Iulia. Adunarea a avut loc în Sighet la ora 11 în fața Asociațiunii pentru Cultura Poporului Român, care era și Banca Maramureșana. Acolo la anul se va pune o placă comemorativă care va aminti acest mare eveniment istoric. La adunare au participat peste 5.000 de țărani și 300 de intelectuali, între care și frații Lazăr. Și Ilie Lazăr este unul dintre cei care au organizat gărzile naționale române și a fost o ființă foarte atașată și în același timp foarte implicată în această plecare spre Marea Unire. Acum, la aproape 100 de ani, încă este dificil să stabilim câți au fost la Alba Iulia și anume ce s-a întâmplat cu fiecare. De ce spun asta? Pentru că delegații au plecat, de exemplu, din Maramureș, din diverse părți. Cei din zona Borșa-Vișeu au trecut pe la Salva, la Năsăud au luat trenul, cei din Săpânța au trecut pe la Izvoare, au trecut dealul înspre Baia Mare, iudenii au venit pe sub poala dealului 100 și ceva de kilometri până în Baia Mare, pe sub Budești, Breb, iar sighetenii au venit din Sighet în ziua de 28 noiembrie la ora 8 dimineața, au plecat cu două care. Ilie Lazăr i-a așteptat în localitatea Vaduizei, proxima localitate lângă Sighet, și le-a spus să se grăbească pentru că deja delegații de pe Valea Marei au plecat înspre Baia Mare și le-a făcut surpriza, i-a invitat în curtea acestei case unde mama sa a pregătit o masă copioasă, au adus lăutari, au cântat, s-au bucurat în drumul spre Marea Unire. Deci în această casă, în urmă cu 99 de ani, au fost acei delegați, animați de bucurie, de entuziasm, curiozitate, ce va fi, ce vor găsi la Alba Iulia. Vreau să vă spun că au plecat oameni unu și unu, erau foarte voinici, înalți, erau tineri, veneau de pe front și toți remarcau lucrul acesta, că au fost oameni voinici și puternici. Deci nu au mers oameni bătrâni sau nevolnici, s-au dus oameni care știau că trebuie să facă un lucru deosebit acolo. Nu există sat în acest nord de țară în care baladele să nu vorbească de vitejia lui Ilie Lazăr.
până la satul Mara, l-au rugat pe un consătean, Gheorghe Pârja, să-i ducă cu căruța ca să poată trece Gutinul pe jos. Povestesc în amintirile lor, în primul rând, Ion Bilciu Dăncuș, care era bun prieten cu Ilie Lazar și care relatează tot drumul spre Alba Iulia în ziarul Sfatul, primul ziar românesc din Maramureș, din decembrie 1918, spun că au trecut Gutinul pe jos tot cântând și horind. Când au ajuns la fântâna lui Pintea, sus în vârful munților, s-au întâlnit cu protopopul Bârlea, care era delegat din Berbeș, și cu ceilalți delegați. Au trecut dealul, în Baia Sprie au fost întâmpinați de mulțime de popor cu drapele tricolore, domnișoare și domn. Când s-au apropiat de Baia Mare, un muncitor român a venit și le-a spus că să nu facă gălăgie pentru că este o bandă de 100 de secui și o să tragă în ei dacă fac gălăgie. Documentele consemnează că Ilie Lazar a spus să nu fim pitici, maramureșenii nu se tem de nimeni și de nimic în lumea asta. Părintele Fucec însă mi-a spus că Ilie ar fi spus, dă-i în bală, tragă și noi tragem. Deci avea acest curaj, dar nu îi fi frică de nimeni și de nimic. Nu s-a întâmplat nimic, au tras în centrul orașului Baia Mare, la un hotel de acolo, unde a fost o adevărată adunare democratică a poporului român, domn și țărani. Vreau să spun că în anul 1918 putem afirma cu certitudine că poporul român a fost cel mai democratic popor din Europa. Pentru că toți acești intelectuali erau din popor. Ilie Lazar avea democrația în sânge, în familie a fost învățat să iubească dreptatea, egalitatea între semeni, să fie respectuos cu celălalt pentru că și el este om. Și de aceea chiar își aminteau țăranii care au fost cu Ilie Lazar, în povestea părintele Fucec, că stând cu ei la masă, țăranii erau nedumeriți cum domni așa mari cu școli, doctori în drept stau cu ei și Ilie Lazar le-a spus, vedeți, este democrație și acum toți suntem împreună. Și au început să discute, să vadă ce vor face în ziua care urmează. Când să se culce noaptea la ora 12, au venit săpânțeni în frunte cu preotul Simeon Balea, cum a spus, trecuseră munții pe jos, pe la izvoare, iar dimineața la ora 7 au venit eudenii. Peste 100 de kilometri pe sub poala pădurii au ajuns la gara din Baia Mare, au luat un vagon pe care au scris Marmația și Trăiască România Mare. Pe vagon au pus drapele tricolore, vagonul Sighetenilor și al Maramureșului era între vagonul Sălajului și vagonul Sădmarului. În fiecare gară era mulțime de popor care întâmpinau, ei cântau, în gara din Dej a fost o mulțime mare de oameni, acolo s-au întâlnit cu delegații care veneau de pe Vișeu, care veniseră pe jos până la Salva și de acolo cu trenul. În gara din Gherla iar i-au întâmpinat corul tinerilor greco-catolici de la seminarul teologic din Gherla. În Cluj au stat încă o noapte și povestea părintele Fucec că în gară, vă dați seama că era atâta forfot de lume acolo, mulțime de popor și maramureșenii se deosebeau de ceilalți prin faptul că erau îmbrăcați cu gube, cu aceste embleme ale Maramureșului. În prima noapte care au dormit-o în Cluj, asta a fost în 29 noiembrie, au dormit în câmpul militar, spuneau ei, deci unde sunt cazărmile, iar a doua zi dimineața au primit un tren cu care se plece spre Alba Iulia și iar intră Ilie Lazar în malaxorul evenimentelor. Și anume, în gara din Războieni, mai mulți localnici opresc trenul și spun că ungurii le-au luat drapelele românești și le-au aruncat pe jos. Nici una, nici două, s-au dat jos din tren, au dezarmat Garda Națională Maghiară, au pus înapoi drapelele românești și și-au continuat drumul spre Teiuș. Drumul spre Alba Iulia a fost un triumf. 13 căruțe împodobite ca niște mirese îi duceau pe maramureșeni peste muntele Gutâi până la Baia Mare. Preoți, avocați, medici, studenți erau la olaltă, într-un entuziasm de nedescris. Domnii se înfrățeau cu țăranii. La Baia Mare îi aștepta părintele protopop Alexandru Breban, bunicul romancierului Nicolae Breban și, de asemenea, o mulțime de intelectuali. Apropiindu-se de Alba Iulia, maramureșenii au avut un spectacol extraordinar.
Orașul avea 11.000 de locuitori, iar populația adunată acolo pentru ziua Marii Unire era de peste 100.000 de oameni. Spun că au văzut o mare de flăcări, deci peste toate dealurile oamenii făceau foc, pentru că era frig, era iarnă și au fost cazați pe platoul cetății, în unitatea militară de acolo, în partea stângă, dacă cunoașteți platoul cetății. Iar dimineața, când au început înmânarea credenționalelor, maramureșenii au fost cei care au deschis drumul. Ei aveau un drapel și un steag foarte frumos care l-au primit de la igumenul Bixadului. Discuțiile sunt multe. Au fost împreună cu Badea Gheorghe, deci cu George Pop de Băsești, căruia i-au cântat. Au făcut primire ofițerilor români care veneau din România ca să vadă Marea Adunare. Deci au fost evenimente extraordinare. Ce-aș vrea să accentuez este că toți acești oameni care au văzut Ziua Unirii aveau o emoție deosebită. Ilie Lazăr, dacă lecturați tot ce a rămas de la el, nicăieri nu a relatat drumul spre Alba Iulia și ce a văzut el. Pentru că spune, el a fost prea impresionat și nu s-ar putea pricepe ca să redea emoția și trăirea a tot ceea ce a văzut și a simțit atunci. Dar în timp ce ei mergeau cu drapelele, ei relatează că toate drumurile erau apărate de moți care erau îmbrăcați în sumane albe cu puști. Am putea spune fără să greșim că Alba Iulia a fost cea mai mare parada portului nostru popular. Imaginați-vă că au venit din toate părțile, au venit moții cu hainele lor albe, au venit oșenii cu pălărioarele lor mici, au venit năsăudenii cu pălăriile înstruțate, au venit cei de pe târnavei cu alb și negru, au venit maramureșenii altfel. A fost deci o întrunire care a dat o culoare deosebită evenimentului și în același timp a fost remarcată de toți. S-a început cu un tedeum în biserică, la ora 10 au început lucrările adunării și ce este foarte important de remarcat acum și trebuie să accentuăm este că pentru a cinsti generația Unirii trebuie să-i amintim în primul rând pe cei care au avut drept de vot la Marea Adunare de la Alba Iulia. Pentru că Marea Adunare de la Alba Iulia a reprezentat 4 milioane de români. Vă rog să rețineți. Cei 1228 de delegați au fost trimiși de cercurile electorale, au fost trimiși de reuniunile și de asociațiile românești și au întrunit, au subsumat, aș putea spune, tot ceea ce însemna mai bun, mai valoros și în același timp forța etnică a poporului nostru, pentru că românii sunt arhimajoritari în Transilvania, în Maramureș și în Banatul unde mergem. În gara Teiuș, trenurile spre Alba Iulia plecau din 5 în 5 minute. Deși drumurile erau apărate de moți, o bandă de secui se strecoară în învălmășala generală cu două mitraliere și trag o rafală spre românii care se grăbeau în vagoane. Este împușcat plutonerul Ion Arion, zis Stegarul, și mulți alți răniți. Românii îl îmbarcă pe Stegar, așa mort, în vagoanele Marmația, măcar în chipul acesta să fie și el prezent la Alba Iulia. N-am fi știut cum arăta câmpul lui Horia la 1 decembrie 1918, dacă un fotografist al epocii, cu acest aparat cu burduf de secolul al XIX-lea, țăranul Emanuel Mârza din comuna Galciu, n-ar fi imortalizat în nouă instantanee imaginea copleșitoare a celor 100.000 de români veniți cu un entuziasm de nedescris din toată Transilvania, din Maramureș, din Banat, să desăvârșească Unirea cea mare. Este un sat care a dat multe personalități și cred că e momentul să mă opresc asupra celei mai mari personalități pe care a avut-o zona noastră, așezarea noastră și Maramureșul nostru și poate chiar întreaga țară. Acel mare patriot și care rămâne un mare patriot pentru noi, Ilie Lazăr. Cred că s-a vorbit despre Ilie Lazăr despre momentul, implicarea lui în momentul Unirii, Mărețul Act de la 1 decembrie 1918, este o comună din care, așa cum mai spuneam, formată din 4 sate, dar din toate cele 4 sate au plecat 4 locuitori ai comunei,
toți cu credenționale, adică cu drept de vot. Ea și numera pe preotul și protopopul în același timp al tractului Mara, al nezatului Marei, Petru Bârlea, care locuia în Berbești, localitate imediat apropiată, care face parte din comună, doctorul George Bârlea, fiul lui, medic stomatolog, împreună cu fostul îndrumător al lui de doctorat, Gheorghe Bilașcu, au creat prima clinică stomatologică din Ardeal, din România Mare. Pe urmă, marele proprietar Moiș, Vasile, ulterior intrat în conflict cu autoritățile comuniste, și dacă nu mai vorbesc de Ilie Lazăr, cel care a organizat întreaga plecare din casa lui, din curtea lui, din ulița lui care duce spre casă și pe care sunt convins că ați străbătut-o deja, au plecat carele spre Baia Sprie, de unde a urcat în acel vagon Marmația. Primarul din Julești a descoperit documente de arhivă care arată contribuția lui Ilie Lazăr alături de armata română la eliberarea Sighetului ocupat de ucrainieni. Ilie Lazăr prezentase prim-ministrului I.I.C. Brătianu un document memoriu al românilor din satele maramureșene de peste Tisa, drepturile lor istorice asupra întregului teritoriu rutenizat în timp, și rugase pe I.I.C. Brătianu să ordone armatei române, care se oprise la Dej, să ocupe și Maramureșul, stăpânit samavolnic de o bandă de ucrainieni din Galiția, care terorizau și jefuiau populația. 40 de care trase de boi adusese Ilie Lazăr pentru a trece artileria grea peste munții Gutâi. Șeful Marelui Stat Major, generalul Prezan, a decis ca o divizie, regimentul 14, să plece de la Dej spre nord, ocupând Baia Mare, Sein și Sighet. Are loc cunoscuta luptă din Cămara și apoi preluarea județului pentru a antrona acolo administrație românească. În noaptea de 14 iulie 1947, mașina în care se aflau Ilie Lazăr, alături de Nicolae Penescu și Nicolae Carandino, ambii cu soțiile, a ajuns în localitatea Tămădău, lângă București, în așteptarea unui avion de 14 persoane cu care trebuiau să fugă în străinătate. Abuzurile guvernului lui Petru Groza împotriva membrilor Partidului Național Țărănesc l-au determinat pe Iuliu Maniu să creadă că e nevoie ca opinia publică apuseană să fie informată despre metodele brutale, violente ale comunizării. Așa s-a hotărât plecarea din țară a unor fruntași țărăniști. Odată cu aterizarea avionului, au apărut însă 30 de agenți ai lui Nicolski, care au tras în cei prezenți, somându-i să se predea. A fost o cursă întinsă abil. Arestarea a fost urmată de o campanie agresivă de presă. Partidul a fost dizolvat și, așa cum s-a spus, s-a așternut o lespede de mormânt. Practic, de la începutul anului 1947, au fost arestați foarte mulți reprezentanți atât ai Partidului Național Liberal, cât și al Partidului Național Țărănesc. Iar acest lucru l-a determinat, convins pe Iuliu Maniu, să trimită în străinătate reprezentanți ai opoziției, care să aducă la cunoștința guvernelor apusene și a opiniei publice din afară metodele de comunizare ale țării. Astfel s-a ajuns și la numele lui Ilie Lazăr, și Ilie Lazăr a făcut parte din acel grup de oameni politici național-țărăniști care urmau să plece în iulie 1947. Și așa a fost arestat atunci, în 14 iulie, la Tămădău. A urmat perioada de anchete și procesul politic care i s-a intentat întregului lot a fost condamnat la 12 ani de temniță grea. De aici începe periplul lui Ilie Lazăr în închisorile României comuniste. Condamnat la 12 ani, a efectuat 17 ani de închisoare,
atât în penitenciare cât și în colonii de muncă. După pronunțarea sentinței, întreg lotul Maniu este mutat la închisoarea din Galați. Din memorialistică aflăm că Ilie Lazar nu a putut să se adapteze regimului de detenție, nu a putut accepta condițiile la care era supus, atât fostul diplomat Camil Demetrescu, cât și ziaristul Nicolae Carandino menționează în memoriile lor faptul că Ilie Lazar mereu protesta și practic cădea mereu în capcanele întinse de administrație pentru a-l putea băga în lanțuri sau pentru a-l putea introduce în celula de pedeapsă. Tot la Galați a fost ultima dată când s-a întâlnit cu Iuliu Maniu. La un moment dat, povestește Ilie Lazar în manuscrisele sale rămase nepublicate, că a reușit să intre la el în celulă, l-a găsit întins pe un pat cu picioarele învelite într-un sac de doc, iar acesta când l-a văzut s-a ridicat, l-a sărutat pe obraz și i-a spus: mulțumesc, Ilie, mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine. Eu voi muri, dar voi, prietenii mei, să vă luați revanșa. De la penitenciarul din Galați, în august 1951, Ilie Lazar este mutat la penitenciarul din Sighet. În momentul în care ajunge la Sighet, de fapt pe foaia de transfer, exista o mențiune la gradul de periculozitate, a fost trecut foarte periculos. El ajunge în Sighet și recunoaște repede locul în care se găsesc, recunoaște orașul, pentru că auzise dangătul clopotelor din oraș, care au fost donate cu ani în urmă de familia sa bisericii din localitate. Momentul de neuitat este momentul Sighet, când a ajuns la închisoarea, ei nu știau unde se află. Și au ajuns în închisoarea din Sighet și au început să clopotele bisericii din Sighet le-a auzit dangătul. Și în acel moment le-a spus tuturor celor care erau lângă ei: suntem la Sighet. Câțiva ani, dar cum ți-ți dai tu seama? Zice, pentru că aceste clopote au fost donate de către familia mea bisericii de aici. Și zice, dacă ar afla moroșenii mei că eu sunt aici și noi suntem aici, piatră din piatră acestei pușcării n-ar mai rămâne. Ilie Lazar, pe linie paternă, era descendentul a 7 generații de preoți, iar bunicul și străbunicul său au fost protopopi greco-catolici ai Sighetului. Sighetul a fost la începutul anilor 50 locul de detenție al elitei politice și religioase al României interbelice, caracterizat prin, ca și regim de detenție, prin foame, frig și izolare. Ilie Lazar nu a putut să se adapteze condițiilor din penitenciar și a avut mai multe, să spunem, altercații cu însuși comandantul închisorii, cu Vasile Ciolpan. Un gardian povestește că la un moment dat Ilie Lazar a fost surprins urcat pe pat, uitându-se afară la dealul Solovan care se vedea în zare, și comandantul închisorii, pe cel mai pur dialect maramureșan, i-a comunicat: îngerunți măi. La care Ilie Lazar i-a spus: îngerunți, înaintea ta nu mă pun niciodată. Nu mă pun îngerunți decât înaintea lui Dumnezeu.
Istoricul Andreea Dobeș, muzeograf la Memorialul de la Sighet, a scos o carte remarcabilă despre Ilie Lazăr. Sunt evocate pe larg momente din anii detenției. În sălile dedicate marelui om politic se află expus și un geamantan cu care Ilie Lazăr a ajuns în anul 1959 în lagărul de muncă de la Păiprava. El, înalt și slab, în zdrențe, dar geamantanul încă luxos. Întrebat de tinerii deținuți ce caută geamantanul acela frumos cu el, Ilie Lazăr spune că obiectul a stat arestat și el de la Tămădău timp de 12 ani în închisoare. Au deschis geamantanul în care mama lui Ilie Lazăr așezase lenjerie pe care acesta trebuia să o poarte în străinătate. Dar totul era putred înăuntru. Și atunci un deținut macedonean spune că la ei, în satele lor, când se însoară un flăcău, ceilalți flăcăi îi fac lui cămașa. Toți cei care aveau haine le-au deșirat și de-a lungul unei nopți, din puloverele și cămășile lor, au făcut haine și l-au îmbrăcat pe Ilie Lazăr din cap până în picioare. Bunicul meu a fost un om care era împotriva tuturor dictaturilor. A făcut pușcărie pe vremea lui Carol al II-lea, fiind închis la închisoarea de la pușcăria de la Turnu. A făcut pușcărie pe vremea lui Antonescu, fiind în lagărul de la Târgu Jiu. A făcut pușcărie atâția și atâția ani pe vremea comuniștilor. Discutând după 90 cu prietenul lui Hari Maiorovici, marele compozitor Hari Maiorovici, el ne-a povestit o chestie incredibilă. Momentul în care Ilie Lazăr a salvat de la pogrom 30 de evrei. A salvat de la pogrom 30 de evrei, exact în acea perioadă în care erau căutați peste tot, urcându-se în balconul primăriei din Sighet, unde era adunat o mulțime de lume și spunând: mă, dar cui să ăștia? Nu s-a noștri, îi lăsăm pe mâna netremnicilor. Și poporul striga nu. Și atunci îi luăm și îi apărăm și îi ajutăm. Și i-o luat și i-o ascuns. Și acei 30 de evrei au dat mărturie mai târziu. Dovadă este faptul că înaintea statului român, tot el o povestește, dar nu în memoriile publicate de el, ci în cartea doamnei Dobeș, pentru că i-am furnizat această informație, venea. El mergea, cum vă spuneam, se întâlnea cu prietenii la Cluj în piața Matei Corvin. Și înainte, după întâlniri, mergea cu sufertașul, lua mâncare și venea acasă. Și ajungând acasă, doi domni în fața blocului îl întreabă: îl căutăm pe domnul Ilie Lazăr. Știți unde stă? La care bunicul meu întreabă: dar ce treabă aveți voi cu domnul Ilie Lazăr? Păi venim din partea comunității, Federației Comunităților Evreiești. Da, da, ce interesant, dar de ce îl căutați? Păi venim din partea rabinului Moses Rosen. A, păi zice, eu sunt Ilie Lazăr. I-a invitat, stătea într-un bloc de 4 etaje pe strada Eremia Racoții, mai apoi Eremia Grigorescu, i-a invitat în apartament și acolo ei au spus că vin din partea rabinului pentru că rabinul a auzit de ceea ce el a făcut, a făcut o cerere statului evreu și statul evreu a decis să-i acorde o pensie de 400 de lei. Asta înaintea statului român. Asta e foarte interesant. Deci, aproape de l-a lăsat să moară de foame, cum l-a lăsat pe atâția alții. Deci asta se întâmpla în 1972 și până la moartea lui, el a primit o pensie lunară din partea statului evreu de 400 de lei. Da, până în 1976. Casa părintească a familiei Lazăr din Giulești este o construcție tipic maramureșană. Tâlpi masive de stejar, pereți din bârne rotunde de molid, acoperiș din draniță foarte înalt în patul ape, 6 încăperi și stâlpii și arcadele. Construită în anul 1826, după cum atestă o inscripție în limba latină de pe meșter Grindă. În această casă, în 28 noiembrie 1918, Ilie Lazăr a primit delegația românilor maramureșeni,
aflați în drum spre Alba Iulia pentru a participa la Marea Adunare Națională de la 1 decembrie. Pentru valoarea ei istorică, această casă, achiziționată de Muzeul Maramureș, a devenit restaurată casă memorială Dr. Ilie Lazăr, locul în care vin anual mii de turiști să reconstituie viața unui mare om politic. În anul 1999, în centrul comunei Giulești, s-au dezvelit bustul și monumentul lui Ilie Lazăr. În asta casă s-a născut, în 1895. Și a avut o mare importanță în istoria românilor. Că din asta casă a plecat unirea la Alba Iulia. El fiind student, a format un grup, aici ca toți îmbrăcați au venit țărănește și mama lor le-a dat un dejun bogat și a plecat pe 10 căruță până în Baia Mare. Pe toate satele, cum mergea, tot cântau. Și din Baia Mare până la Alba Iulia au luat trenul. Ce că cel mai tânăr demnitar care a luat parte la unirea de la Alba Iulia a fost Ilie Lazăr. Mama a fost prietenă foarte bună cu Mica Macovei, născută, care era fata lui Lapedat. Și vorbind la un moment dat despre pușcărie, despre suferința părinților lor, îmi spunea mie, zice, vezi tu, eu nu pot și n-am să pot niciodată să mă plâng lui Dumnezeu, pentru că tatăl meu a ajuns după 17 ani, l-am pupat, l-am pipăit. Ce, în schimb, am toată compasiunea și dragostea față de Mica Macovei, care nu a beneficiat de ceea ce am beneficiat eu. Pentru că tatăl ei a fost omorât la Sighet. Și era vorba de marele Alexandru Lapedatu. Și mama niciodată, tot timpul spunea, eu nu pot să am monopol. Noi nu avem voie să avem monopolul suferinței. Monopolul suferinței nu există. Noi trebuie, în schimb, să transmitem mai departe adevărul. Pentru toți cei cunoscuți și necunoscuți care au suferit. Pentru că au fost atâția și atâtea zeci și sute de mii de martiri care au suferit. Din păcate, toată elita românească a fost distrusă la Sighet. Din izvoarele însecate ale acestui naționalism românesc, cum a fost școala ardeleană, a sorbit incontestabil și Ilie Lazăr, și după aceea au sorbit și românii din Muntenia și Moldova, înainte de constituirea lor în stat național în 1859. Deci, acest sacrificiu care astăzi ni se pare extraordinar al lui Ilie Lazăr, are explicația, după părerea mea, în acest naționalism robust al românilor din Transilvania, în credința nestrămutată de a se dedica unei idei, cu toate că era conștient că momentan înregistrează pierderi, dar aceste jertfe erau necesare pentru că era convins că în viitor această idee de dreptate națională, de democrație, aceste idei vor triumfa și așa cum s-a și dovedit după o jumătate de secol de tiranie comunistă, societatea românească și-a redeschis porțile spre regenerare economică, socială, democratică și politică. Casa părintească a lui Ilie Lazăr stă în inima Maramureșului ca un reper al credinței, al consecvenței și al dragostei de țară. Și a văzut poporul în permanență, spunea în amintiri, lovit, exploatat și umilit. Pentru că nimic în lume nu se schimbă fără jertfe, a luptat până la sacrificiu pentru ridicarea neamului românesc. Privesc casa și parcă-l văd asemenea ei, în picioare, pe Ilie Lazăr, fluturând tricolorul, straje în eternitate la hotarele României.